De exemplu, dimineață la ieșirea din municipiul Botoșani spre Iași se aflau echipaje de poliție rutieră care opreau pentru control toate mijloacele de transport persoane. Câte persoane transportați? Câte persoane transportați? 21. 21? Adică cât numerele de locuri, da? Da. Toată asigurarea, dacă aveți documente. Da, poate vine partea. Da, este sunt documentele dumneavoastră. Da, licența de transport, copia conformă. Probleme ceva la alcool nu sunt probleme, nu o să facem o testare. Bineînțeles. Okay. Da, pentru control, pentru siguranță, pentru trafic. Acțiunea a vizat verificarea deținerii documentelor necesare efectuării transportului public de persoane de către operatorul de transport și de conducătorul auto, verificarea respectării traseului și a graficului de circulație cu opririle aferente, precum și verificarea respectării numărului maxim de locuri pe scaune prevăzute în certificatul de clasificare al autovehiculului față de numărul maxim de locuri prevăzut în certificatul de matriculare a autovehiculului după caz. La serviciul rutier bună, cu permisul de când nu certificat documentele autovehiculului, ce ține de transport, da? Da. Aveți persoane în plus? Nu. O să mă să verific, da? De asemenea, s-au făcut și testări cu etilotestul, rezultatele fiind negative. O secundă să aducem etilotestul, să facem și o testare, da? Mai. Stop. O secundă că analizează. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au verificat 72 de autovehicule destinate transportului de persoane, fiind aplicate 15 sancțiuni contravenționale, dintre acestea 13 fiind aplicate privind legislația specifică transportului rutier. A fost reținut un permis de conducere și un certificat de matriculare. Valoarea sancțiunilor este de mai bine de 3.700 de lei.